Echipa de fotbal Steaua București a făcut două noi achiziții. Este vorba de atacanții Claudiu Dragu de 30 de ani și Justin Răducan de 16 ani. Claudiu Dragu este stelist de mic și a venit de la Astra Giurgiu. Își dorește să înscrie cât mai multe goluri pentru formația din Ghencea. Claudiu, ce reprezintă pentru tine transferul la Steaua? Cum s-a spus și mai devreme, am foarte mari emoții, deoarece mi-am îndeplinit visul copilării să îmbrac tricoul stelei pe acest stadion frumos. Ai vreun idol, vreun jucător pe care îl stimeze în mod deosebit? idolul meu este Adrian Ilie și toată stima pentru el. Ai pășit pentru prima dată pe nou stadion al Stelei. Ce sentimente ai încercat? <laughs> Cum ți-am zis, nici nu începuse interviul interviu și aveam foarte mari emoții și am și acum. Nu știu, e visul copilăriei mele. Ce mesaje le transmis suportilor pentru această a doua parte a campionatului? Să să fie în continuare alături de echipă, să o susțină cum au făcut-o și până acum. Sunt cei mai frumoși suporteri din țară și să-i bucurăm prin rezultatele noastre. Justin Răducan este golgheter în Liga Elitelor la sub 17 ani și este încântat că poate evolua pentru un club mare precum Steaua București. Justin, ce înseamnă pentru tine să joci fotbal la Steaua București? înseamnă un lucru foarte mare, în primul rând deoarece duc tradiția mai departe în familie și în al doilea rând pentru că este o echipă foarte frumoasă, cu niște fani fantastici și un staff, un staff, tehnic de Liga 1, zic eu, și niște jucători foarte experimentați de la care am foarte multe de învățat. Cum te-ai simțit când ai pășit pentru prima dată în vestialul echipei Steaua? Mi-am împlinit visul, la asta m-am gândit tot junioratul că o să ajung la Steaua și asta s-a întâmplat. Acum vreau să-i do să mulțumesc domnului Oprița că mă ține în lotul echipei mari și vreau să arăt tot ce pot. Care este marele tău vis ca și fotbalist? Marele meu vis este să iau cât mai multe campionate cu Steaua în Ghencea, să ajung la echipa națională și să ajung un fotbalist foarte mare, unul dintre cei mai mari. Stea din Steaua București va susține sâmbătă de la ora 12, ultimul amical înainte a reluării campionatului. Pe terenul 5 din complexul sportiv Steaua, elevii lui Daniel Oprița și Fane Nofitovici vor întâlni pe Concordia Chiajna. Meciul va fi transmis în direct și exclusiv pe canalul de YouTube Steaua TV. Forța Steaua!